Bună seara, domnul Papură. Așa cum anticipați și înainte de meci, un meci greu. Un meci greu pentru Craiova, cu o echipă care nu a mai pierdut de 7 etape, așa cum și Craiova nu a mai câștigat de 7 etape. Și nu a pierdut de 6, dar nu e important. Important era să câștigăm. Și în seara asta chiar meritam. Am avut situații mari de gol, dar nu, din păcate nu am reușit să le transformăm în goluri. Punea și Bogdan mai devreme, e vorba de concentrarea la finalizare. Simțiți că vă lipsește acest lucru la finalizare, acolo în fața porții? Este o decizie a jucătorului. Cu cât este cu siguranță concentrat, cu atât poate să înscrie mai ușor. Este vorba de decizia lui, ce decizie și-a în momentul șutului. Mamut a spart gheața. Aveți așteptări mai mari de la el? Cu toții avem așteptări mai mari de la noi. Având în vedere că, eu știu, nu tot facem egaluri într-una și avem nevoie de puncte mai multe. Avem pretenții de la fiecare jucător, fiecare să dea mai mult. Contează chiar atât, știu că v-a tot întrebat lumea, absența lui Colici, chiar absența lui Colici contează chiar atât de mult? Absența oricărui jucător, el fiind golgheter, cu siguranță are un rol important în ceea ce privește golurile. Ați pierdut iar doi jucători astăzi. Cum sunt? Screciu, Ofosu, i-ați schimbat, bănuiesc, din cauza loviturilor. Și din cauza... Da, vom vedea care va fi starea lor mâine. L-am văzut și pe Mihai cu arcada umflată. Da, spunea că merita penalti acolo. Nu pot să-mi exprim, dar cu siguranță l-a lovit cu cotul. Probabil meritam 11 metri. Probabil, nu pot să-mi dau cu părere. Nu aveți timp prea mult. Urmează marți o deplasare la Iași, un teren greu, o echipă rănită. Și noi suntem la fel de răniți. Acum depinde de noi să ne ridicăm și să luptăm sau să cedăm. Este doar o alegere. Știu că mai e mult până la finalul campionatului, urmează play-off-ul, dar parcă distanța asta de locul întâi va apasă, așa că se mărește de cartul ăsta? Cred că apăsarea este că nu scriem și nu câștigăm. Cu toate că, eu știu, 6 meciuri fără a lua cele 3 puncte. Tot egal, așa, nu pierzi, dar nu câștigi și aici presiunea este pentru a câștiga. Adică ne dorim tot timpul să câștigăm și dacă vrem să facem ceva mai mult decât anul trecut, trebuie să adunăm mult mai multe puncte. Un meci nereușit prin prisma rezultatului, din ce în ce mai mulți contestatari în jurul dumneavoastră, ați văzut și suporterii, se tot vorbește în ultimul timp, nu am cum să mă întreb, de Laurențiu Regencamp, se pare că ar fi plecat din America spre România. Ce știți dumneavoastră? Ați vorbit cu domnul Rotaru, nu. El v-a susținut până acum. Cu siguranță nu știu nimic de, nu știu, de ce, dacă vine Regencamp sau ce se va întâmpla. Ceea ce știu că muncesc atâta timp cât mi se va da încredere pentru a câștiga fiecare meci. Dar regulile sunt foarte clare la fotbal, nu e nimic nou sub soare. În general, antrenorul plătește. Chiar dacă, eu știu, jocul a arătat, cred eu, bine, ne-am creat situații de gol. Ați accepta să rămâneți în staful lui, cum ați rămas în staful lui Victor Pițurcă, dat fiindcă dumneavoastră cunoașteți cel mai bine ce se întâmplă acum la Craiova și nu ar avea timp să preia așa din mers, dacă ar fi să preia. Nu-mi place să vorbesc ipotetic. Vom vedea la timpul potrivit despre ce este vorba. Ok, mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. La revedere, da.